Dar lupta politică Republica... acum între cine ar mai putea fi? Dar lupta politică acum nu mai e. nu mai e. este o luptă politică adevărat. Noi practic nu avem nicio poziție. Nu avem o care să aibă o voce opoziția poate... Socialiștii au zis că o să fie foarte vocali în Parlament. Și care e folosul din, din vocalismul ăsta? O să iasă la microfoane, o să revolte, o să spună. De opoziția doar atât așa. Dar guvernarea și mai ales pasul așa cum îl știm noi, eu cred că ei o să facă ce ei doresc să facă ei. Și nu o să mai întrebe părerea opoziției niciodată. Adică nu așa. credeți că o să respecte niște principii de democrație ca să discute anumite Eu, aș dori, aș dori ca, ca lucrul ăsta să se producă, ca a, și dreapta politică să... A, nu, ca stânga politică să nu aibă posibilitatea să-i reproșeze drepte, cei ce dreapta îi în doar stânge. E așa cam complicat, dar dar adevărat. Dar pe de altă Dacă parte... Țineți minte partidele de dreapta, care erau, erau micuțe, care nu aveau proprie majoritate, ci vorbeau despre guvernarea comunistă din anii 2001-2009. Țineți minte, bine, da. da? Eu cred că nu putem să ne aducem aminte de cazuri de solidarizare sau de sprijin pentru, pentru guvernarea de atunci. Și guvernarea da. de atunci tare, tare nu îi întreba. Cum nu? De ce aveți nevoie? Noi am avut, în toată perioada guvernării lui Voronin, noi am avut opoziții constructive în Parlament, dacă vă amintiți. Pe ul a fost un timp nu, opoziție. la sfârșit de mandat când s-au culcat, pur și simplu. În... Și Partidul Democrat, la un moment dat, devenise Partidul destul Democrat de a fost constructiv dar, de constructiv. dar, Partidul... Bun, Partidul Democrat a fost constructiv atunci când a răspuns doleanților partenerilor noștri europeni, uh -huh. americani, Băsescu a trimis cel puțin vreo trei delegații cu rugăminte să-l votăm pe Voronin și noi am respectat această doleanță și l-am votat pe Voronin. În rest, noi am fost o opoziție. Da, o opoziție constructivă. În Republica Moldova nu prea am avut cazuri de, de opoziție constructivă. Noi avem noi avem o opoziție ori de dreapta, ori de stângă, foarte glăgioasă, foarte dramatică, foarte... E, neconstructive Iacov. și atunci dialogul între uh, fracțiunile parlamentare nu se produce. Ia uitați-vă în Germania, uitați-vă în Franța, uitați-vă... Și noi am avut cam întotdeauna câte opoziții constructivă. Socialiștii n-au fost o opoziție constructivă, nu știu dacă se poate denumit opoziție pentru Partidul Democrat până în 2019. Nu se făceau, făceau gălăgii, dar până la urmă... Socialiștii au fost constructivi. Ei au fost așa o parte a puterii partea puterii, da, ei bun juridic era da? ei erau da, opoziție ei nu făceau da. parte din guvernare dar în principiu niciodată nu s-au opus într-o măsură foarte mare acestei guvernări, deci opoziții constructive au existat cam, cam în toate guvernările dar întrebarea este acum credeți că va exista una? dar da, opoziție constructiv nu e păcat o poziție constructivă și Dacă principială. Dacă e spre binele cetățenilor. E sigur că vor. vorba. Dacă e în detrimentul cetățenilor, fiindcă, e păcat să colaborezi cu o când, care... Când această ceartă, dar la noi cearta în, în Parlament câteodată este așa pentru, pentru televizor, pentru spectatori. Dar, dar te uiți dimineața să vedeți, dar sara o cafea și, și discută. Nu astfel de opoziție. Opoziția trebuie să fie constructivă, asta pentru țară, dar principială și să nu, să nu, accepte, să nu accepte compromisurile de astea care, care, nu fac bine nici opoziției, nici guvernării. Dar acum, în actualul Parlament, ne ați vedea vreo parte a aceste, acestei opoziții care este, care acces în Parlament, care ar putea fi constructivă cu puterea? Totuși e nevoie de modificat mai multe legi pe reformele pe care și le asumă PAS. E nevoie de modificat mai multe articole din Constituție. Pentru asta nu le ajung voturi. E clar că vor trebui să discute cu cei din opoziție. Eu, în condițiile noastre de astăzi, nu prea, nu prea văd posibilitatea cum guvernarea se va adresa cu astfel de propuneri opoziției. Nu prea văd